În ajunul Bobotezei, 20.000 de sticle cu aghiazmă mare au fost îmbutăriate pentru credincioșii din Suceava. Pregătirile pentru Marele Praznic au început astăzi la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, sticlele fiind îmbutăliate de voluntari clerici și mireni. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, un sobor de preoți a oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia în Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Apoi a fost săvârșită slujba Sfințirii Mari a Apei în curtea așezământului monahal. Voluntarii au pregătit de astăzi sticlele care vor fi oferite credincioșilor mâine. Pentru a întâmpina frumos Boboteaza, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, am pregătit 20.000 de sticle cu aghiazmă și această aghiazmă s-a sfințit astăzi în ajunul Bobotezei pentru a întâmpina pe toți credincioșii care ne calcă pragul mănăstirii noastre, respectiv Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, tineri, studenți, tineri seminariști, tineri ascoreni, maicile de la mănăstirile Dragomirna și Cămărzani au venit și părinții Catedralei. Dinpreună am umplut aceste sticle pentru a avea condiții frumoase și mâine să ne bucurăm de pogorârea Duhului Sfânt peste apele care ne binecuvintează în fiecare zi viața și sufletul nostru. Soborul de slujitori a mers apoi cu ajunul Bobotezei la reședința arhiepiscopală, unde au fost întâmpinați de înalt preasfințitul Părinte Calinic. După oficierea unui polihroniu, ierarhul i-a binecuvântat pe cei care au vestit botezul Domnului. Mâine, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic pe podiumul amenajat în curtea mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou. La finalul Sfintei Liturghii, înalt preasfinția sa va oficia slujba Sfințirii Mari a Apei.